Cei 105 copii care învață la școala gimnazială specială numărul 1 din Giurgiu au fost vizitați azi de Moș Crăciun. Membrii fundației Din Dragoste pentru Oameni au venit astăzi însoțiți de Moș Crăciun pentru a le aduce daruri. Aici învață copii cu dizabilități mentale asociate, autism, ADHD și deficiențe fizice și mentale. Aproape 60% dintre ei nu au părinți și provin din case de tip familiar, ori provin din familii cu situații materiale precare și care sunt în prag de instituționalizare pentru că nu se pot ocupa de nevoile copiilor. L-au întâmpinat pe Moș Crăciun, așa cum se cuvine, cu minți în clase, alături de învățătorii lor. Ați fost cu minții? Da! Bravo! Dormiți după amiaza? Da! Păpați tot? Da! Bravo! Pentru că ați fost cu minții, Moșul o să treacă pe la fiecare și o să vă dea ceva frumos. Cum te cheamă? Bravo, să fii sănătoasă! Uitați-vă pentru tine! Fundația Din Dragoste pentru Oameni, al cărei președinte este Mihaela Laur, a fost alături de copiii provenind din familii cu venituri modeste și de câțiva ani, cu ajutorul unor oameni de bine, reușește să aducă zâmbetul pe buzele acestora. Copiii pe care îi vizităm acum sunt ei înșiși speciali, sunt minunați și au nevoie mai mult decât alții de dragoste și atenție. Cu bunăvoință și mici eforturi, mulți dintre noi putem fi Moș Crăciun pentru a le aduce un dar, o bucurie, un zâmbet. Sacul moșului a fost bogat și fiecare copil a primit dulciuri, suc și articole de îmbrăcăminte. Cu sprijinul arhicunoscutului Adrian Daminescu și a altor oameni de bine din Giurgiu și Capitală, la școala gimnazială specială au ajuns 160 de pachete de dulciuri și tot atâta perechi de blugi. Eu am afecțiune mai de mult pentru Giurgiu și iată că s-a întâmplat, dacă n-am ajuns senator de Giurgiu acum vreo 10 ani, să am această fundație cu Mihaela și, uite, ne ocupăm de copii și de problemele școlare și de bătrâni și de toți prin această fundație, superbă fundație, care se numește Din Dragoste pentru Oameni. Misiunea celor care se ocupă de educația și terapia acestor copii este dificilă, iar un progres, oricât de mic ar fi, este un prilej de bucurie. Să mulțumesc Fundației Din Dragoste pentru Oameni, să mulțumesc domnului Adrian Daminescu, care și-a rupt din timpul dumnealui și și-a plecat nu numai urechea, ci și sufletul la acești copii, aducându-le cadouri și fiind Moș Crăciunul înainte de Crăciun. Este o acțiune declanșată în urma unei campanii pe care televiziunea Giurgiu a făcut-o și mulțumim de suflet pe această cale. Mulțumim TV Giurgiu. Puteți transmite un mesaj și celorlalți, oamenilor de lângă noi? De la suflet la suflet. Toți oamenii care privesc cu sufletul spre nevoia altei persoane pot face lucruri mărunte, dar care pot fi mari pentru copiii și persoanele aflate în dificultate.